Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Adriana Cărare. Bine v-am regăsit la emisiunea Invitație la Cunoaștere. În emisiunea de astăzi vom discuta din nou despre alegerile pentru Consiliul de Mediere, ce se vor desfășura în luna martie acestui an. Invitații mei de astăzi sunt domnul Radu Dimitrie Tărniceriu, președinte al Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Iași. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Și domnul Gheorghe Mihalache, vicepreședinte al Camerei Mediatorilor din România. Bună seara! Bine ați venit în emisiunea noastră. Dragi colegi, în emisiunea de astăzi eu am un dublu rol. Sunt mediator și candidat pentru demnitatea de membru în Consiliul de Mediere și moderator al acestei emisiuni. Pentru dumneavoastră, pentru telespectatori și pentru mediatorii pe care invităm la vot în zilele de sâmbătă și duminică, 2 și 3 martie, o să motivez intenția mea de a candida la aceste alegeri. În primul rând, consider că mă recomandă experiența mea profesională, generală și specifică în domeniul medierii. Am terminat în 2004 Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, secția de științe juridice. Am devenit mediator în anul 2011 și apoi în anul 2014 formator în domeniul medierii. Sunt arbitru de pe lista de arbitri din cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași, de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere. În această calitate am preluat spre soluționare mai multe cauze de arbitraj. Sunt și formator în domeniul arbitrajului și evaluator pentru participanții care se înscriu la cursurile de formare în domeniul arbitrajului. Tot pentru pregătirea mea profesională am urmat o serie de cursuri acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Muncii și Educației. Aș putea enumera o parte dintre acestea pe care le consider importante pentru activitatea mea profesională din prezent, și anume cursul de formator, cursul de expert achiziții publice, expert accesare fonduri europene, manager de proiect, consilier de dezvoltare personală sau manager de securitate. Toate aceste programe de formare profesională mi-au oferit posibilitatea de a mă înscrie și a deveni examinator și evaluator în cadrul echipei de specialiști din cadrul Comisiei de Autorizare a Județului Iași. După cum am spus în primele minute, sunt mediator de peste 7 ani de zile. Am avut privilegiul de a profesa în acest domeniu încă din primele luni ale autorizării mele, devenind colaborator al Camerei de Arbitraj și Mediere, organizație în domeniul medierii din județul Iași. Și membru în Camera Mediatorilor din România. Exact. În același sediu. Și dacă tot am intervenit puțin, aș vrea să mai completez eu despre dumneavoastră faptul că, din punctul meu de vedere și din niște statistici pe care le-am văzut chiar zilele trecute, cred că nu există în județul Iași un mediator care să fie avut mai multe medieri în decursul anului decât le-ați avut dumneavoastră. Din câte știu, sunt câteva mii. Și mai ales în prima perioadă, înainte de 2014, când a intervenit acea decizie a Curții Constituționale care a declarat neconstituționale anumite dispoziții din legea medierii, când medierea mergea pe bandă rulantă, și atunci știu că lucrați efectiv doar în ceea ce privește medierea și ați soluționat foarte, foarte multe din reiau ideea cauze, de la, inclusiv cu asociații de proprietari, de la Dalkia, de la Termoservice, de la toate firmele de utilități. În momentul în care s-a instituit obligativitatea informării, au încheiat protocoale de colaborare cu Camera de Arbitraj și Mediere. De asta spun că am fost privilegiată în sensul în care m-am nimerit a fi colaborator și apoi angajat acestei organizații și am avut ocazia să preiau mai multe spețe pentru a fi soluționate prin mediere și am fost pe tot parcursul acestei perioade un mediator activ. Și ați avut de soluționat, din ce știu, alături de alți mediatori din cadrul Camerei, spețe destul de diversificate și dificile. Unele chiar cu un grad ridicat, care puneau probleme de drept majore.
complexe. Am avut și sprijinul colegilor mediatori înscriși în Camera Mediatorilor din România și sprijinul echipei din Camera de Arbitraj și Mediere. La început de drum am efectuat mai multe comedieri în spețele care necesitau prezența unei echipe și soluționarea unor aspecte mai dificile. Și știu că foarte mulți din mediatori apelau la comediere tocmai pentru că vă considerau un specialist în acest domeniu. Aveau nevoie de sprijin și doreau să acumuleze experiență în domeniu. Da. Și apropo de ce ați spus, în ceea ce privește cursurile pe care le-ați absolvit în cadrul Agenției Naționale de Calificare, ați și predat din foarte multe din cursurile respective ca formator ulterior după ce ați fost acreditat. Aici aș mai avea o completare. E adevărat, are foarte multe cazuri rezolvate pe linia medierii, dar să nu uităm faptul că este printre primii apărți în branșă față de mine, care am fost autorizat ca mediator în anul 2013. Asta a fost și o condiție pentru candidații care și-au depus dosarul pentru a participa la aceste alegeri, o vechime de minim 7 ani în profesia de mediator. Și mi se pare foarte corectă această chestiune, deoarece, după cum am putut observa, sunt destui colegi, să zicem, cu experiențe în alte domenii și mai puțin cel juridic, care, din păcate, nu ne fac cinste. Este nevoie ca reprezentant în Consiliul de Mediere a face parte din echipa de nou, din cei 9 care vor forma următorul Consiliu de Mediere la nivelul țării, consider că trebuie să aibă o anumită experiență și o anumită vechime. Nu poți să ajungi membru în Consiliul de Mediere fără să fi avut medieri sau să ai doar 5-6 medieri în decursul timpului, să ai doar 2-3 ani vechime ca mediator. Nu, condițiile care le-au impus consider că sunt de bun augur. Sunt rezonabile. Alte lucruri nu sunt în regulă în ceea ce privește organizarea Consiliului de Mediere, legislația care de multe ori este contradictorie și chiar organizarea acestor alegeri. Lipsa care lasă fondurilor pentru a susține organizarea acestor alegeri în teritoriu. Exact. Și lipsa de interes a mediatorilor pentru aceste alegeri, dar vom discuta despre modul de organizare. Mai devreme sau mai târziu vor veni și aceste fonduri, dar problema este managementul. Exact, care trebuie să fie în mare parte la pregătirea și vechimea sau vechimea și expertiza fiecăruia în domeniul său de activitate. De aia cred că prioritar ar fi ca, mă rog, să zicem, viitoarele cursuri sau viitorii colegi care vor accesa la această, să devină mediatori, ar trebui să aibă o obligatorie pregătirea în domeniul juridic, părerea mea. Este un punct de vedere, fost susținut. Pentru că, vedeți dumneavoastră, și instanța de judecată, întotdeauna când are un proces, să zicem, e vorba de o expertiză contabilă, tehnică sau de care o fie ea, cere părerea unui specialist în domeniul. Deci judecătorul nu poate să le știe pe toate, că nu are cum. La fel poate proceda și mediatorul să exact. Apeleze când și mediatorul la fel. Ceva la părerea unui specialist. Pentru, și în străinătate, mediatorul este persoana care urmează un program de formare în domeniul mediere, dar are la bază studii superioare absolvite cu diplomă de licență, dar indiferent de domeniul de activitate. În România s-a preluat același model și e greu de implementat această modificare ca mediatorii să aibă doar studii juridice pentru a fi... Sunt diverse discuții. În momentul în care se presupune că va fi recunoscută profesie de mediator ca și profesiune conexă în cadrul Ministerului Justiției, atunci probabil se vor face demersuri în acest sens. Prioritar vor fi juriștii mediatori sau cel mult și economiști. De exemplu, cum avem practicieni în insolvență, nu pot fi decât juriști sau economiști. Acolo avem două profesii, dintr-o dată economist sau jurist. Dar la mediator discuțiile sunt în sensul restrângerii. Probabil s-a ținut cont de faptul ca să nu fie discriminare pentru cei care nu au pregătire sau studii juridice. Bănuiesc, pe chestia asta s-a mers. Oricum, un bun mediator trebuie să aibă cunoștințe juridice. Din toate domeniile și din psihologie și din cunoștințe juridice și poate economice, dacă e cazul, în cauzele civile. În care sunt implicate persoane juridice, da? Da. Și sunt tot soiul de contracte și poate un calcul de despăgubiri sau penalități și...
vorbeam cu... O minimă informare n-ar strica în toate domeniile în care este incidentă medierea. Chiar și pregătire. Vorbeam cu colegul chiar... De asta intervine formarea profesională continuă a mediatorilor și s-au făcut programe, medierea în dreptul penal, medierea în domeniul protecției consumatorilor, s-au făcut și s-au autorizat tot soiul de programe, o parte din ele le-am predat, le-am livrat și eu ca formator în domeniul medierii și au fost bine primite de mediatori pentru că în toate aceste întâlniri se discută aspecte practice din domeniul medierii și mediatorii de la început de drum sunt curioși și vor răspunsuri de la profesioniști care au avut tot soiul de cazuri soluționate este nevoie să fie acea formare continuă a mediatorilor, ori la nivel zonal, ori la nivel central, dar aceasta să fie cumva obligatorie. Din anual sau măcar o dată la 2 ani, orice mediator să urmeze niște cursuri de formare continuă. Recomandat ar fi să existe, să mai existe interes din partea mediatorilor pentru formarea profesională continuă, dar știți, probabil ați întâlnit genul ăsta de răspuns. Eu nu câștig din mediere, nu pot investi în formarea mea profesională, da? Și nu văd rostul acestei formări dacă nu reușesc. Am mai zis de mai multe ori că se poate trăi și se poate câștiga să ai venituri doar din mediere, dacă te ocupi exclusiv de asta și să știi, bineînțeles, ceea ce trebuie făcut și toate autoritățile și instituțiile publice, locale și naționale să sprijine această profesie, această activitate și mediatorii să fie uniți, să reușească cumva să facă un corp comun, un front comun pentru o mai bună practică în acest domeniu. Și aici e mult de discutat încă. M-aș referi la asociațiile profesionale. Dacă noi la nivelul corpului județean suntem 3 sau 4 asociații, părerea mea este că e un lucru total greșit, pentru că asta înseamnă o divizare a corpului profesional și o scădere a forței asociației. În loc să fie 3, aș prefera să fie una și bună. Una și o asociație tare puternică, o sigură asociație puternică la nivelul fiecărui corp județean. Asta ar fi părerea mea. Doi, spuneam anterior că cel mai important este pregătirea în domeniu, pentru că sunt colegi, să zicem începători, care nu au experiență. Mă raportez la, să zicem, medierile în penal, unde e segmentul meu mai... Stăpânesc mai bine. Vin și îmi dau ocazuri pentru că nu au curajul să se implice, să documenteze, să învețe și spune, rezolvă tu, te rog frumos. Da, și atunci am zis, de asta suntem și mai puțini activi, că la nivel de chiar corp, foarte puțin. Chiar corp personal, cred că suntem, nu știu dacă, 15, 20. Până în 15. Deci noi suntem 300 la nivelul corpului județean Iași. Și activi, să zicem, în muncă implicați, dacă suntem 15-20. Pe listele electorale, activi care tocmai am primit listele electorale acum, sunt 211. Da. Ce înseamnă asta? Părerea... Da, dar din cei care cu drept de a profesa, adică 211, dar din acești 211, activi. Când spuneam, activi, sunt 10%, dacă adică, sunt 20 e mult. Adică care au medieri rezolvate. Așa, și atunci îți pui întrebarea, de ce suntem așa de mulți, de ce suntem așa de puțini activi, implicați în activitatea de mediere, ceea ce mă face să cred că mulți doar au vrut această diplomă și atât tot. Da? Și aici... Poate nu au fost sprijiniți în primul an de activitate suficient de mult, poate n-a existat interes pentru... formarea lor și nu li s-a pus la dispoziție, eu știu, un spațiu adecvat sau nu a fost... Nu, tocmai spuneam, părerea mea, am zis așa, dacă ar fi fost o asociație la nivelul corpului profesional, județean Iași, puteam să ne implicăm mai mult în folosul corpului și al asociației. Camera Mediatorilor din România știu că este asociația reprezentativă la nivel regional. Da, cea mai mare. Și pe lângă ea încă vreo 3, da, la nivel local. Ei, dar dacă am fi fost una singură, dacă ar fi venit fiecare cu
câte o idee, în special că, de fapt și de drept, de ce au ei această temere? Că nu stăpânesc meseria, da? Dar nici nu se implică, nici nu vin să colaboreze, nici nu vin să se intereseze, să documenteze, că, apropo, vorbeam de pregătire. Foarte bine, dar nu îl oprește nimeni să vină, cum să facem aici, măcar prin cei care au experiență și care sunt mai vechi, care au lucrat în domeniu, da? Și atunci fiecare ar învăța câte ceva. Să realizeze o comediere, dacă sau da, necesar, o comediere, sigur că da. Cu un alt mediator care are experiență în domeniul respectiv. Da, bineînțeles. Și atunci ar crește și valoarea noastră profesională. Deci dumneavoastră insistați pe creșterea rolului asociațiilor profesionale. Insistând puțin pe acest subiect, de ce considerați că corpurile profesionale s-au dovedit ineficiente, chiar dacă s-au... Chiar asta am vrut să spun, eu aș merge și mai departe, în sensul că de a se desființa aceste corpuri profesionale ale mediatorilor din fiecare județ, deja sunt probleme în anumite județe, știu că în 7 din județele țării nu se vor organiza alegeri și mediatorii de acolo vor vota în județele limitrofe, tocmai pentru că nu mai au reprezentanți ai corpului și au dat demisia din funcțiile care le dețineau. Neimplicare. Da, deci nu se implică, au fost ineficiente și cumva nici nu sunt prevăzute în actuala lege care este în vigoare a medierii, sunt doar în statut. Statutul nu este coroborat cu legea, că ulterior, după dezbatere în Parlament, se va reveni și ca urmare a modificărilor ce se vor face legii medierii, lucrurile se vor pune la punct. Va fi altceva, dar aceste corpuri profesionale pot fi foarte bine înlocuite cu asociații profesionale mediatorilor, chiar regionale și nu neapărat județene. Camera mediatorilor din România, asociația la care sunt președinte și domnul Mihalache, vicepreședinte, înființată din anul 2009, are reprezentanți, are membri în toată regiunea de nord-est, deci în cele 6 județe. Vorbesc de Vaslui, Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani. Deci ar fi o organizație reprezentativă pentru această regiune a țării. Poftim. Să încercăm. O idee și mai bună. La nivel de regiune. Cum sunt atâtea și atunci domenii. Nu vor mai fi atâtea probleme. Sunt organizatorice. Da, exact. Sigur că da. Adică... Și cheltuielile ar fi mult mai puține. Păi exact. Se pune problema ca fiecare ca reprezentanții corpurilor profesionale care sunt formate dintr-un președinte și doi vicepreședinți la nivelul fiecărui județ să fie salarizați la un moment dat din banii Consiliului de Mediere. S-ar pierde foarte mult din bugetul acestui Consiliu. Dacă ar exista niște reprezentanți la nivel regional, cu totul altfel ar fi lucrurile. Mai există și încă ceva, acel reprezentant al mediatorilor în relația cu instanțele din teritoriu, care era pe lângă fiecare curte de apel, cum ar veni. Pentru era pentru Iași și Vaslui. A fost ales în anul 2015 domnul Romeo Chelaru, care este actualmente membru în Consiliul Superior al Magistraturii și a trebuit, fiind aceste funcții fiind incompatibile, a trebuit să se suspende din calitatea sa de reprezentant al mediatorilor. Deci, și aceasta este o lacună. Acum postul este descoperit, dar utilitatea acelui reprezentant, eu pur și simplu nu o văd. Se pot face foarte bine, se poate întocmi un acord, un protocol, cum vreți să-i spuneți, între instanțe și corpul mediatorilor sau asociațiile reprezentative ale mediatorilor. Deci militați pentru asociații profesionale reprezentative. Da, da? La nivel regional. Am zis, dacă la Iași sunt 4 sau câte ori mai fi, poate să fie una singură. Foarte bună, uite, altă idee, și mai bună. Da, de ce n-ar fi la nivel regional? Ca reprezentant al corpului, asociației corpului mediatorilor din România, și ca și pentru susținerea dumneavoastră, eu am personal și colegii mei, am invitat pentru mâine la ora 12 toți cei 22 de candidați pentru posturile pentru demnitatea de reprezentant în Consiliul de Mediere, care participă la alegerile, care sunt pe buletinul de vot la alegerile de sâmbătă și duminică, la discuții în Iași cu mediatorii din acest județ. Li s-a trimis pe el tuturor bazei de date care o avem, tuturor celor 211 mediatorii activi, care figurează activi. Cine și-a anunțat prezența la această întâlnire? Din cei 22, nu știm, și-au anunțat prezența domnul
Mihai Munteanu, doamna Nicoleta Ionescu, domnul Bădulescu, domnul Păcurar. Alin și Păcurar. Dumneavoastră, da, Alin Păcurar. Da. Și probabil vor fi mai mulți, dar încă nu știm cine va veni. Oricum, este, consider că este foarte bună această întâlnire. Este pentru întâlnire că, utilă. Cei care candidează poate lua pulsul mediatorului de aici să-i întrebe ce-și doresc și cum ar vedea ce ar trebui să facă pentru ei dacă vor ajunge în Consiliul de Mediere și în același timp mediatorii pot să întrebe candidații cam ce plan managerial propun pentru a fi, o prezentare a programului pentru a fi ales. Dacă tot ați amintit de planul managerial, trebuie să aducem la cunoștință și telespectatorilor și poate mediatorilor care nu au cunoștință de acest lucru. Toți candidații au afișat, da, pe site-ul Consiliului de Mediere declarația de intenție, da, planul lor de acțiune și CV-ul. Da? Da. Deci toți mediatorii pot consulta aceste informații în momentul în care își doresc să-și formuleze o opțiune de vot. Eu sunt puțin pesimist cu privire la participarea la vot și chiar rog toți colegii mediatori din județul Iași să vină să voteze, pentru că viitorul medierii depinde de prezența lor la vot. Exact, nu putem lăsa în pasivitate acest lucru, pentru că este să gândească că este spre binele lor și sperăm să fie spre binele lor și să promovăm medierea cumva acolo unde este locul. Să dăm o nouă șansă medierii. Cred că asta ar fi un slogan bun. Da, foarte bine spus. Și acum cu ocazia asta o să avem și noi posibilitatea să vedem conducerile acestor asociații, cum pot să-și organizeze membrii lor ca să se prezinte în cele două zile de votare. Membrii, să-și mobilizeze, da? Să vină la vot, pur și simplu. Să vină la vot. Asta e important. Deși, mă rog, sper să nu fie așa cum voi zice eu, dar nu știu dacă or participa jumătate. Noi sperăm că totuși putem mobiliza mediatorii să se prezinte la vot. Este și în sprijinul acestei profesii și sperăm că pot veni schimbări de la nou mandat. Noi avem cumva o echipă pe care o susținem, Camera Mediatorilor, dar asta este o părere personală a conducerii Camerei Mediatorilor. Bineînțeles, lăsăm la latitudinea fiecărui mediator să voteze pe cine își propune și pe cine consideră. Da, să discutăm cum și de aceasta îi rog chiar să studieze CV-urile și scrisorile de intenție ale tuturor celor 22 de persoane care și-au depus candidatura pentru ca a vota în cunoștință de cauză. Așa este cel mai bine. Pe cine susținem noi, noi am afișat și cumva pe paginile noastre de internet, de Facebook și ce. Și am voie să spun pe cine. Nu, eu zic că fiecare mediator până la urmă trebuie la urmă să aleagă pe cine votează. Da, bineînțeles, dar nu-i secretă doar. Da. Să revenim la declarația de intenție. Vreau să prezentăm mediatorilor și telespectatorilor câteva puncte din declarația mea de intenție. Ce îmi propun să fac? Chiar vreau să vă întreb. Ca membru în Consiliul de Mediere. În primul rând, militez pentru respectarea celor trei principii care guvernează activitatea de mediere. Neutralitatea, imparțialitatea și confidențialitatea. Pentru telespectatori, de ce este importantă neutralitatea? Mediatorul trebuie să fie neutru față de obiectul supus medierii. Da? Trebuie să nu aibă niciun interes în cauza dedusă judecății prin mediere. Deci este obligat? Conform legii. Exact. Definiția medierii ne duce la respectarea acestor trei principii. Am spus despre neutralitate, imparțialitatea. Mediatorul trebuie să fie nepărtinitor în relația cu părțile implicate în conflictul dedus soluționării prin mediere și confidențialitatea, respectarea secretului profesional. Da? Da. Toate discuțiile, documentele prezentate în procedura de mediere și soluția la care ajung părților trebuie să rămână confidențiale. Un alt punct din declarația mea de intenție se referă la promovarea solidarității medierii cu celelalte profesii liberale. Și aici aș vrea să punctez faptul că promovarea medierii, apărarea, da, și prețuirea acestei profesii trebuie să vină din partea mediatorului și mediatorilor în general. Pentru că medierea este o activitate de interes public și acest aspect trebuie avut în vedere și de instituțiile și autoritățile publice locale și naționale care trebuie să promoveze medierea, pornind de la acest articol din legea medierii.
Și în al treilea rând să existe într-adevăr o sentimentul de solidaritate între profesia de mediator și celelalte profesii liberale. Și în concret, de exemplu, ca reprezentant al Consiliului de Mediere, ce demersuri ați întreprinde față de celelalte instituții? Cum ați vedea? Aș propune un dialog interinstituțional, da, astfel și încheierea unor protocoale eficiente, da, cu Uniunea Națională a Barourilor, da, Uniunea Națională a Notarilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul de Justiție și alte organisme importante la nivel național. Aceste protocoale s-au încheiat și până acum. S-au făcut demersuri, da, în acest sens. Dar problema este că nu au fost eficiente și nu s-au implementat. Și nu s-au pus în practică. Deci aș merge mult pe ideea de eficiență, aș merge pe ideea de a scoate în evidență rolul pe care îl are consilierul juridic, avocatul, notarul în procedura de mediere, ținând cont că părțile pot fi asistate sau reprezentate de avocați, da, sau consilieri juridici și notarul la fel în procedura ulterioară a acordului de mediere poate încuviința înțelegerea părților, astfel poate autentifica. Înțelegerea părților, astfel încât înscrisul respectiv să fie, devină titlu executoriu. Da? Acesta ar fi un alt punct. Ce aș mai face în această calitate? M-aș ocupa de promovarea medierii, da, pe toate canalele mass media, în presa scrisă și presa audio-vizuală. Nu știu dacă a fost promovată suficient această profesie, dar pentru că eu am experiență în domeniul televiziunii, poate să spunem că e la nivel de pasiune, a ajuns televiziunea pentru mine, aș folosi acest instrument și în favoarea medierii. Da, pentru cunoașterea și promovarea acestei profesii în rândul cetățenilor. Este nevoie, un avantaj. Este mare nevoie de a promova medierea pentru că mentalitatea cetățenilor este cumva diferită față de celelalte țări europene. România au o reticență în a apela la metode alternative de soluționare a litigiilor. Nu este aici doar la mediere, ci la toate celelalte negocieri și arbitrajul, în primul rând. Și aceste metode trebuie promovate tocmai pentru a schimba mentalitatea oamenilor. Ei știu că trebuie să judece la instanțele statale unde nu văd, care din ce în ce mai prezintă foarte multe dezavantaje în ceea ce privește confidențialitatea, timpul pierdut, chiar și costurile. Și ajungi să te judeci pentru anumite litigi. Este foarte importantă. De asta, revenind la ceea ce prevede legea medierii, că medierea este o activitate de interes public, am putea cere televiziunilor naționale sprijin în realizarea și emiterea unor spoturi cu impact despre ce presupune medierea și care sunt beneficiile acestei activități. În plus, am putea tipări lunar sau la un alt interval stabilit de comun acord cu ceilalți mediator, o revistă, da? Cu sprijinul specialiștilor și experților din domeniul medierii. Mă gândesc aici la mediatorii care au experiență și au multe cazuri de mediere soluționate. Da? Și ar fi un mod în care materialul respectiv, revista tipărită, da? Care să apară și în variantă de online, să ajungă la mediator și să fie un instrument de lucru eficient și de informare pentru activitatea lor curentă. Ce părere aveți? Sunt foarte bine. Aș propune, stăteam și mă gândeam acum la ce fonduri vor mai fi sau ce fonduri mai sunt acum în Consiliul de Mediere. Și aș propune ca, dacă veți ajunge acolo, să încercați să atrageți fonduri europene pentru, tocmai pentru promovarea medierii, pentru prin televiziune, prin aceste publicații de care vorbeați înainte. Știu că acest lucru nu s-a realizat sau s-a încercat, dar probabil nu a existat interes în vechiul Consiliu de Mediere și ar fi una din priorități, zic eu, tocmai pentru a atrage fonduri. Da. Ce informații am, la momentul actual fondul
trezoreriei, visteriei, Consiliului de Mediere este cam... Falimentar. Păi, da. Da, a doua problemă care s-o aveți. Ați văzut că toți colegii mei care și-au depus candidatura, majoritatea din ei, practic, au solicitat o transparență decizională și o transparență exact. Privind modul în care se cheltuie cotizațiile și toate fondurile Consiliului. Asta vroiam eu să vă rog să aveți în vedere, dacă în speranța că veți ajunge în Consiliul de Mediere, când am participat... Vrem să știm ce se întâmplă cu taxele profesionale, unde sunt banii noștri. Când am participat la ultima ședință la Consiliul de Mediere la București, împreună cu domnul Chelaru, acolo ni s-a promis că funcțiile de conducere ale corpurilor profesionale ale mediatorilor vor fi salarizați. Vor fi salarizați. Nici până în momentul de față nu a fost salarizată și nici măcar funcție de președinte. Și-au trecut aproape 5 ani. Acum stau și mă gândesc, ca să nu mai vorbim de transparență, stau și mă gândesc că cei care vor prelua conducerea noului Consiliu au o misiune grea. Au, deci în primul rând să ceară un audit, domnule, să se vadă sau să ne spună, apropo, cum s-au cheltuit aceste fonduri. Și banii au fost ca să ajungă și în teritoriu. Ori până acum, exact cum spunea colegul, trecut aproape 5 ani și nu a primit nimeni nimic. Ei, dar nici nu vorbește nimeni. Corpurile profesionale n-au avut nicio susținere financiară din partea absolut, Consiliului. Absolut, acum doar de salarizare, dar nu s-a asigurat nimic, spațiu, nici birotică, da? Nici spațiu, nici... Fiecare s-a descurcat cum a putut și prin... Deci, surse proprii. Prin surse proprii, exact. Când am fost, am spus la negocieri, ni s-a promis așa, un spațiu cu un laptop, post de secretar, telefon, adică tot omul... Birotică, da. Tot omul care vine să adreseze biroului de mediere, să aibă cu cine sta de vorbă. Ori noi la Iași, să zicem, da, în toată țara este valabil același lucru, deși... Fiecare pe cont propriu. Oricum trebuie să privim realitatea, să constatăm faptul că nu sunt venituri acum, nu sunt bani. Și de-aia nu este curaj, colegii n-au încredere, sunt temători până și oamenii bănuiesc că au aceeași impresie. Spuneam că tocmai din acest motiv trebuie să apelăm la atragere de fonduri europene. Da, este prioritar ca nou Consiliu de Mediere să apeleze, să imediat să facă demersuri pentru accesarea acestor fonduri. Au promis și actualul Consiliu. Se poate înființa un departament pentru accesarea sau scrierea de proiecte? Sigur că nu da. Neapărat este nevoie de externalizarea acestor servicii. Sunt convins că se găsesc în cadrul firme de consultanță, îți poți angaja sigur, permanent specialiști care se ocupe de scrierea de proiecte. Sigur. Și cred că dacă este privită cu responsabilitate această chestiune, sunt șanse să se ajungă și la proiecte aprobate. Acum, ceea ce mă face să cred că actualul președinte nu mai candidează, că nu mai sunt fonduri, cel puțin așa se aude în teoriu. Vorbim adevărat sau la Consiliul de Mediere la București? La Consiliul de Mediere la București, dar despre ei vorbim, nu? O fi adevărat sau nu? Când n-am văzut de la început... Nu, actualul președinte nu figurează printre cei 22 de candidați. O dată, care... dar doi, ni s-a promis că o să ne prezinte un audit. Cu dare de seamă. Da, un audit contabil cu tot ceea ce s-a încasat și ce s-a cheltuit. Și, bineînțeles, cu promisiunea că în viitorul apropiat și funcțiile profesionale din teritoriu, deci mă refer președinte și cei doi vicepreședinți vor fi remunerați. Nu vedea ce se va întâmpla pe viitor. De-aia nu mai este interes nici al mediatorilor să mai candideze. Dacă să facem economii, eu propun, merg în continuare pe ideea mea de a desființa aceste corpuri profesionale, pentru că cumva nu produc nimic și din contră consumă resurse, în special financiare, ale Consiliului, care pot fi folosite în alte scopuri. Altfel. Și în primul rând, pentru promovarea medierii. Promovarea medierii, da. Da, ar putea, mă rog, am putea să susținem o altă, să zicem, organizare, da? La nivel de regiuni. Și aceste asociații profesionale ar fi foarte benefice. El ar susține și ar putea trăi din cotizații din membru. Păi una să ai o asociație de 500 de membri, da?
și să ai cu o cotizație măcar de 10 lei pe lună pentru fiecare și atunci îți poți permite să ai și tu un spațiu, să ai și birotică asigurată, să ai și o secretară care vine să înregistreze toate cererile oamenilor și atunci vorbim altfel. Știu că dumneavoastră mai susțineți o idee pe care trebuie să aibă în vedere nou Consiliu legat de statutul profesiei de mediator. Ce propuneți? Trebuie să existe un statut al profesiei de mediator. A și fost adoptat un statut al profesiei de mediator, publicat în Monitorul Oficial, chiar în toamna anului 2015, dar acel statut nu a fost niciodată pus în acord cu legea și cumva chiar există instituții prevăzute doar în statut și nu în lege și invers. În lege sunt dispoziții contrare celor din statut. Actualul statut trebuie revocat și adoptat un alt statut în conformitate cu legea 192. Dar sper cu noile modificări să... Să vedem. Să fie inclus și statutul. Există acea decizie 506, parcă... Decizia Curții Constituționale. Imediat vă spun, 560 din 2018 a Curții Constituționale. La mijlocul anului trecut, Parlamentul României a adoptat o formă de modificare amplă a legii medierii. Această lege a fost atacată la Curtea Constituțională, din câte știu eu, de președintele României, PNL, USR, nu mai știu, de mai multe organizații, în totalitate a fost atacată această lege. Prin această decizie 560 din 2018, Curtea Constituțională cumva a constatat că dispozițiile contestate în proporție de 80% sunt constituționale, dar mai există anumite articole, 20%, care cumva contravin Constituției României și atunci urmează ca legea, aceste articole care au fost declarate inconstituționale, să fie rediscutate în Parlament. Din ce am înțeles, pe ordinele de zi a Parlamentului, chiar urmează în luna martie să se discute din nou această lege și probabil va fi adoptată și trimisă spre promulgare în actuala variantă. Revin la declarația mea de intenție, ce mi-am mai propus să fac pentru mediatori. Vreau să propun introducerea instituției mediatorului din oficiu, care să fie plătit prin ajutor public judiciar pentru persoanele cu venituri reduse. Asta, într-adevăr, ar fi un demers care ar presupune o modificare legislativă, atât pentru legea 192 pe 2006, cât și pentru ordonanța de urgență 51 pe 2008, privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Ce părere aveți despre este o idee foarte bună și este o propunere, dacă s-ar realiza așa ceva extraordinară, pentru a veni în ajutorul cetățenilor care au anumite probleme, dificultăți financiare. Aceasta s-ar face prin similitudine cu avocatul din oficiu sau în civil, tot avocatul din oficiu sau scutirea de la plata taxei de timbru. Avocatul din oficiu, nu știu dacă știți, în actuala reglementare este veniturile care este plătit acel avocat din oficiu vin din fondurile Ministerului Justiției. Profesia de avocat este prevăzută ca profesie juridică conexă în cadrul Ministerului Justiției. Mediatorul încă nu este profesie juridică conexă. Banii aceștia care ar primi acel mediator din oficiu ar trebui să vină tot din cadrul Ministerului Justiției. Nu văd cum ar putea plăti totuși Ministerul Justiției o profesie, pe cineva dintr-o profesie care nu este înregistrată cumva la Ministerul Justiției, cum sunt celelalte profesii juridice. Dar se poate porni până la rezolvarea acestei situații, se poate porni prin faptul că putem găsi la nivelul fiecărui județ mediatori care din când în când să preia un caz de mediere pro bono. Da. Corect. Da. Asta cum ar fi un început. Da. Ați avut cazuri pe care le-ați... Am avut multe chiar, aș putea să spun. Camera Mediatorilor are deja, domnul Mihalache știe foarte bine, un protocol de colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție, care încă va mai trebui rediscutat. Și vom propune inclusiv această soluție, ca din mediatorii, care, bineînțeles, care se înscriu și care își exprimă această dorință de a activa și din oficiu, să... Să preia anumite cazuri
pentru, chiar și pentru persoane care au anumite dificultăți. Urmând a fi remunerat, de exemplu, acel mediator, deci ori face pro bono, ori poate fi remunerat chiar și din fondurile unei asociații, cum este Asociația Camerei Mediatorilor. Da. Atâta vreme cât este o membru și se strâng niște cotizații. Exact. Da? Sigur. Să meargă o sumă minimă sau o sumă simbolică să fie pentru aceste. Sigur. Și la fiecare secție de poliție sau la instanțe să fie afișată cu cine este mediator din oficiu, o listă cu mediatori din oficiu din fiecare zi sau din fiecare săptămână, după cum vom merge, cum... Un alt element de noutate pe care vreau să îl introduc, da? Și l-am menționat în declarația mea de intenție, se referă la introducerea instituției judecătorului delegat pentru încuviințarea acordurilor de mediere. Asta este o propunere care ar trebui înaintată, bine, și Ministerul Justiției, dar în principal Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că prin hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se înființează completele specializate din cadrul fiecarei instanțe de judecată, este atribuția lor. Orice instanță când solicită înființarea unui complet specializat cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Nu cred că ar fi ceva greu, pentru că oricum există judecători specializați în fel și fel de domenii. În domeniul înființării asociațiilor și fundațiilor, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, judecători sindici care se ocupă doar așa. Și ar putea, deci din punctul meu de vedere, ar fi foarte ușor de a fi stabilit un judecător sau în funcție de mărimea instanței 2-3 care se ocupe doar de... În toate aceste proiecte, oricum, ar trebui consultați mediatorii, dacă sunt de acord. Tot în planul de acțiune am menționat faptul că consider util pentru mediator, utilă, practic, înființarea unei case de ajutor reciproc sau unei case de pensii a mediatorilor în similitudine cu profesia de avocat. De ce nu? Nu numai de avocat, de executor, da, de notar. Și celelalte, da, profesii liberale. Este un lucru benefic și ar ajuta și pentru veniturile mediatorilor, de exemplu, după vârstele pensionare. Mă refer și în primul rând pentru mediatorii care se ocupă doar de această activitate. De această, da? Activitate. Cum îmi place mie să le spun, mediatori cu normă întreagă, care trăiesc din mediere și se dedică exclusiv acestei profesii. Să înțeleg că aceste propuneri fac parte din programul nostru? Da, asta tocmai am menționat. Mă surprinde că aud în premieră aceste lucruri. Dar de casa de ajutor reciproc. Și, și judecătorul delegat, să știți că este... Și judecătorul delegat și profesia de mediator, profesie conexă Ministerului Public și mai fost încă una. Mediatorul din oficiu. Așa, din oficiu. Păi rugămintea mea este să urgentați mai repede... Sau... Dacă vom avea sprijinul mediatorilor și da, cu siguranță vom avea că sprijinul mediatorilor un va fi suficient să, de ajungă, voturi, să ajungă cât mai repede pe masa Parlamentului, ca să fie incluse noile modificări ale legii. Și pentru acel judecător delegat se lua legătura cu reprezentanții instanțelor, cel puțin la nivelul județul Iași. Se poate ca anumite instanțe, doar cele de exemplu din județul Iași, să specializeze, să facă complete specializate pentru încuviințarea acordurilor de mediere și în alte județe să nu existe așa ceva, cum spuneam, prin acele hotărâri ale CSM-ului. Dar a face aceste demersuri este un început. Exact. Și iar trebuie să fie pe lista dumneavoastră de prioritate. Ce mai trecut în declarația de intenție, asigurarea condițiilor pentru exercitarea profesiei de mediator. Ce ar presupune asta? Să înființăm cât mai multe birouri de mediatori și să solicităm și sprijinul primăriilor sau consiliilor locale pentru asigurarea de spații cu titlu gratuit pentru mediatori, astfel încât să creștem și gradul de informare a cetățenilor privind beneficiile medierii. Ar fi cam mult, sau eu măcar pentru asociațiile mediatorilor sau pentru corpurile mediatorilor, dacă vor rămâne în continuare să asigure primăria spații. Putem încerca. Spații. Sigur. Poate totuși ne bucurăm de sprijin. Da, e un lucru foarte bun. Și orice demers trebuie încurajat. Dacă până la urmă vedem utilitatea acestuia și există niște rezultate pe termen mediu sau lung.
Da. Și a vorbit cu cât mai mult reprezentanți din mass media la nivel central. Vorbesc că dacă ajungeți acolo, reprezentanții corpului profesorilor, Consiliului de Mediere reprezintă mediatorii din întreaga țară. Și se pot face anumite demersuri de mass media centrală, televiziunile centrale, în vederea promovării la nivelul întregii țări a acestor activități. Și probabil lucrurile se vor schimba în ceea ce privește volumul de activitate al mediatorilor din întreaga țară. Va dispărea, zic eu, acest dezinteres din ce în ce mai mare al mediatorilor de a profesa în continuare. Se va schimba mentalitatea și sperăm ca cât mai mulți cetățeni să înțeleagă că este pe beneficiul lor și în sprijinul lor să apeleze la metodele alternative de soluționare a litigiilor. Am mai trecut în declarația de intenție elaborarea unui ghid de practică unitară în domeniile în care este incident medierea și am făcut cumva asocierea cu un cod de procedură civilă sau penală. Adică să fie un document în care să fie inserați pașii pe care trebuie să îi urmeze un mediator în activitatea sa practică de mediere. Da, o problemă care a avut-o și actualul Consiliul de Mediere și n-am văzut nimic concret. Și un ghid pentru evidența financiar-contabilă a mediatorilor sau pentru arhivarea documentelor incidente procedurii de mediere. Exact, să fie ceva unitar, domnule. Când se prezinte registrele pe care trebuie să aibă fiecare mediator, exact. Pașii care trebuie urmați, sigur, la sigur. Formularistica unitară în domeniul medierii, exact. Pentru că toți mediatorii știm, sunt niște formulare pe care le utilizăm, începând cu cererea de mediere, cu invitații, procese verbale de ședință, de acorduri și declarații de confidențialitate și restul documentelor. E foarte bine subliniată problema, dar cei care am fost autorizați sau am făcut cursurile prin Camera de Mediere și Arbitraj, avem aceste formulare, e adevărat. Dar alți colegi care au făcut cursurile în alte locuri, la alte școli de formare, da, nu au aceleași modele. Și atunci apar discuții, că am avut chiar eu. Nu, exact. Întotdeauna vor fi mici diferențe, dar să cuprindă aceleași mențiuni. Exact. Cel puțin invitația, cererea, contractul de mediere. Dar dacă ar fi o practică unitară, ar fi cel mai bine. Ar fi cel mai bine. Trebuie elaborat un ghid. Propunerea este foarte bună. Un ghid cu sprijinul specialiștilor din domeniul medierii, experți din domeniu. Sigur. Aici aș mai adăuga eu ceva, o propunere care vă rog să o aveți în seamă și să o ridicați la nivelul conducerii Consiliului Medierii. Am întâlnit cazuri la mediere pe conflicte cu EON-ul. Da? Și trimit invitația la EON. Și de acolo spune cineva că să tot înscris, îmi dau răspunsul, sunt invitat la biroul lor de mediere. Neștiind că au birou de mediere, m-am dus cu clientul meu. Când am ajuns acolo, în birou, se prezintă o doamnă mediator X și zice să discutăm conflictul. Și am zis, doamnă, sunteți mediator autorizat în cadrul Consiliului de Mediere? Nu, probabil era angajat. Nu, da, nu, a zis că eu sunt mediatorul în cadrul unității noastre. Nu, se confundă și se folosește noțiunea de mediator și în altceva. Avem mediator în protecția drepturilor consumatorului, fiecare instituție mare, furnizor de energie au câte un mediator, băncile au și ei mediatori, deci asta, dar nu mediatori autorizați. Aici vreau să ajungem. Adică să luăm în calcul ca să dispară aceste denumiri. Adică dacă noi suntem mediatori autorizați, ei sunt mediatori neautorizați? Păi, în primul rând este o mare incompatibilitate și o gravă eroare, pentru că acel mediator este angajatul instituției respective. Nu este mediator autorizat. Pe cum să mă medieze pe mine un reprezentant al instituției respective? Deci nu se poate asigura un principiu important al medierii. Păi nu, unde e imparțialitatea și neutralitatea? Da. Deci asta vă rog. Un cuvânt de final despre echipa pe care o susține Camera Mediatorilor din România și despre alegerile care încep noi, sâmbătă. Păi, în primul rând, fiind singurul membru al Asociației Camera Mediatorilor din România,
care candidați la această demnitate, bineînțeles că principala susținere. Mulțumesc. Și mai ales că singurul reprezentant al regiunii de Nord-Est, nu știu să mai fie cineva din această regiune. Mai avem, vom vedea mâine și la, în cadrul întâlnirii cu mediatorii, cei care candidează pentru Consiliul de Mediere și care vor fi prezenți la Iași, după ce vom asculta, în principiu, cei care vin din, probabil vor fi susținuți de noi. Cei care vor fi prezenți. Vom anunța mâine cine e. Deci reluăm ideea, așteptăm mediatorii la vot sâmbătă și duminică de la orele 9 la 17, da, la sediul Camerei de Arbitraj și Mediere sau sediul Camerei Mediatorilor din România. Un lucru important am vrut să spun, să nu uite mediatorii, că pot vota de la 1 și până la 9 mediatori, dacă votează 10, deja buletinul de vot este nul. Și să nu uite, este foarte important, nu știu de ce au prevăzut așa ceva, să aibă și ștampila biroului de mediator la ei, pentru că este nevoie să pună semnătura și ștampila pe, nu pe buletinul de vot, pe lista de prezență. Sperăm că cât mai mulți mediatori vor veni sâmbătă și duminică la vot. Deja pot să vă asigur că în calitate de vicepreședinte al asociației am luat legătura cu toți colegii și sper că își vor face datoria. Și noi sperăm. Pentru reprezentantul regiunii noastre. Și vă urez noroc. Și iar eu vă urez succes. Mulțumim. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Sper că ne putem revedea cu vești bune după ce se finalizează aceste alegeri. Veți câștiga. Sperăm, cel puțin speranța moare ultima, cum se spune. Mulțumim și telespectatorilor pentru atenția acordată. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Invitație la Cunoaștere. Vă dorim o seară plăcută!